Caz șocant în Orșova, cetățenii din renumitul bloc California au furat lemne de la spitalul municipal din localitate. În acest centru medical sunt și bebeluși, iar aceștia, dar și pacienții maturi, au nevoie de căldură pe perioada internării. Inconștiența a urcat la un alt nivel. Sănătatea tuturor celor care se află în acel spital a fost pusă în pericol de un gest irresponsabil. Vorbim despre pacienți, copii nou născuți, dar și angajați, care au nevoie de condiții optime pentru a putea lucra. O parte din lemnele pentru încălzirea centrului medical au fost furate. Conform camerelor de supraveghere, este vorba despre niște cetățeni din blocul supranumit California. Vreau să încep să vă dau acest răspuns printr-un spirit de glumă, și anume, dânșii nu le-au furat, ci doar le-au împrumutat pentru a le arde, punând ghilimele de rigoare. Bine, glumind acum, sigur. A fost o intrare, să spunem așa, prin efracție a două persoane. Aceste persoane fiind două persoane din vecinătatea noastră, din blocul California, așa cum se numește frumos de ani de zile acest bloc din fața spitalului. Două persoane care, într-adevăr, sunt cu probleme sociale, ceea ce am constatat ulterior. Și, sigur, reacția noastră a fost pe măsură. Adică, imediat când noi am constatat acest lucru de pe cameră de supraveghere video, la care s-a adăugat inclusiv trei telefoane date la compartimentul de primire urgență a unor vecini. În acel moment noi am reacționat și am fost, să zicem așa, un pic, am purtat acea haină de negociator, cum se poartă în cadrul jandarmeriei și poliției, și știind, deja aflând despre cine este vorba, i-am invitat ca a doua zi și am dat inclusiv pe rețele de socializare această invitație să vină la sediul spitalului pentru a ne recupera prejudiciul. Lemnele furate nu au fost recuperate, însă cei responsabili de această situație s-au prezentat la Spitalul Municipal din Orșova, chiar mai devreme de ora impusă, pentru a răspunde de faptele lor. Aceștia nu au înapoiat ce au luat, însă se recompensează muncind legal în folosul unității sanitare. Într-o situație extrem de fericită am constatat că hoții au onoare în acest caz. S-au prezentat dimineața la ora, nu 10, ci la 10 fără un sfert. Am stat cu ei de vorbă, au spus că și-au cerut scuze, au spus că doresc achitarea prejudiciului, a spus că n-am cum să cuantific ceea ce dânșii au furat, și acum când noi discutăm, ei execută o condamnare cu ghilimele de rigoare la locul de muncă numit Spitalul Municipal Orșova, adică sparg lemne cu toate formele legale, ceea ce înseamnă protecția muncii și așa mai departe, ca să ne recuperăm acel prejudiciu. Cei care au furat lemnele au fost surprinși de camerele video ale unității sanitare.